data trecută am vorbit despre Suetoniu, așa că propun de data asta să vorbim despre celălalt mare istoric, mai important decât Suetoniu, și anume Tacit. De la Tacit ne-au parvenit mai multe scrieri absolut pasionante, nu știu dacă o să avem timp în 15, maxim 20 de minute să le evocăm și anume Analele, istoriile Germania despre uh, agricola și dialogul uh, despre oratori. Cu ce să începem Răzvan? Hai cu dialogul despre oratori. Nu că la ne dă metoda, cred. Pentru nu știu dacă tacit. dă metoda, dar pune o problemă foarte importantă, și anume problema decăderii oratoriei în perioada imperială. Iar explicația lui Tacit este aceea că retorica înflorește în perioadele de libertate și de competiție politică. Sigur, el e prudent și laudă pacea imperială. Dar cumva sugerează că am pierdut ceva din vivacitatea oratoriei din epocă republicană. Adică, sigur, sunt avoca avocați buni și acum, a Sunt oratori uh, valoroși, dar care nu practică oratoria politică uh, din uh, vremea Republicii. Da, de ce am zis de metoda lui Tacit? Pentru că, în general, Tacit vorbește despre decadență. Și, în dialog, e vorba despre coruperea retoricii, ar, aceste arte nobile. În restul scrierilor sale va fi, de fapt, vorba despre coruperea Romei, a moravurilor Romei. În ce privește arta moratoriei, e o tradiție care spune că a fost elevul lui Quintilian, un important profesor de retorică, despre care sigur o să vorbim. Păi, vorbim data viitoare da. despre Quintilian. Um, și, în fond, dacă în Roma se pierde arta vorbitului, deci se pierde arta treburilor publice, atunci, bineînțeles, că tot ceea ce înseamnă Roma, tot ceea ce este valoros în Roma, se va pierde. Dar e adevărat că tacit este prudent, dacă cred că mai înțelege ceva, și anume că situația Republicii Romane devenise atât de gravă încât numai Octavian Augustus, numai Principatul putea să mai salveze ceva. Deci, Roma devenise de neguvernată altfel, aveam războaie civile, toate episoadele pe care le luăm acum, și, uf, deci, într-un fel de cadență, asta era singurul medicament care putea fi aplicat Romei. Asta o teză pe care o găsim și la alți istorici. O găsim și la Plutar și mai târziu la Dion Casius. Ideea că Republica, sigur, era minunată, era un regim al libertății, dar că ajunsese la un punct de război civil permanent încât trebuia să fie restaurată cumva pacea socială. De-al minte, Tacit scrie mai târziu, scrie în, uh, în perioada împăraților buni, uh, în secolul II, uh, ceea ce cumva uh, presupune și la Tacicinii, la uh, Suetoniu, uh, o apreciere a uh, noii dinastii, a Antoninilor. Pentru că el descrie în anale uh, cât de... Uh, grave erau uh, abaterile, abuzurile, crimele uh, din perioada dinastiei Iulio-Claudine. Da, acolo aflăm despre uh, climatul din jurul lui Octavian Augustus, despre Tiberius, despre Caligula, despre Nero uh, evident uh, și totuși, să nu uităm, el scrie în perioada Antoninilor uh, ceea ce sugerează cumva că acum mai mai bine. Deci sub e bine, da. toate aceste uh, lucruri s-au întâmplat uh, în dinastia de dinainte, în secolul 1 și slavă deci, Domnului Antoninii au uh, uh, da. rectificat tirul. Na, ai spus dinastia de dinainte, sigur uh, vorbește și despre uh, Domitian când lucrurile chiar sunt foarte rele, Bun, acolo în Agricola. Agricola care era socrul lui Tacit, care a fost guvernator în Britania și care și-a făcut treaba admirabil, deși a avut parte de un împărat extrem de criticabil. Da, hai să vorbim întâi de Anale, da. pentru că e probabil cartea lui cea mai faimoasă. Uh, mă rog, am o slăbiciune aparte pentru istorii, de pildă, dar analele sunt absolut uh, esențiale, uh, foarte actuale. Aș spune, da? pentru că descrie mecanismele tiraniei. Și mai descrie ceva care, pe mine, știi bine, mă interesează foarte mult, anume patologia puterii. Un regim în care monarhul are atâta putere duce invariabil la varii forme de patologie a puterii. Chiar și în cazul lui Octavian Augustus, nu al lui personal, dar a anturajului. Da, Octavian rămâne Sigur. totuși. Uh, Octavian da. e prezentat într-o lumină favorabilă, dar uh, sunt tot felul de intrigi în jurul lui. Da. Uh, ăsta ar fi elementul de patologie a uh, puterii în epoca lui Octavian Augustus, deși, evident, uh, Octavian e prezentat într-o lumină favorabilă, da. evident. Uh, Tiberiu în schimb, nu e tocmai pentru că este produsul epocii uh, lui Augustus. Uh, virtutea sa principală e disimularea, până la urmă. Știu că tu ai o părere destul de bună despre paratul Tiberiu, dar Tacit nu nu împărtășește această viziune. Uh, are de adus câteva critici importante, câteva critici dure e adevărat nu zăbovește asupra detaliilor uh, picante, așa cum face Suetoniu, ci critica lui este una fundamentală despre cum uh, guvernarea însă și are de suferit când ar de a face cu un împărat care nu este virtuos, care nu își face treaba cum trebuie, care se retrage, uh, nu, nu este suficient de competent în viziunea lui Tacit și asta... Continuă și în cazul lui Claudius sau Nero. Competența este problema în cazul lui Tiberius. Tiberius e competent, însă problema e mai degrabă structura puterii și faptul că a avut încredere în Seianus pentru că de fapt lucrurile o iau într-adevăr într-o direcție foarte opresivă după conspirația lui Seianus acum trebuie explicat cine este Seianus Seianus era prefectul gărzilor pretoriene și era omul de încredere al lui Tiberius Tiberius avea ca filozofie de guvernare să aibă încredere în colaboratorii lui pe Pilat l-a lăsat Multă vreme să fie procurator în Judea Pentru că așa făcea Tiberius, nu rotea cadrele. E, uite, mult. poate că asta era o slăbiciune. Și a avut total încredere în Seianus, ori Seianus a încercat să-l răstoarne. Și după conspirația lui Seianus, regimul lui Tiberiu devine mai opresiv decât fusese înainte. Într-adevăr, avem imaginea unui Tiberiu obsedat de conspirații și devenind încetul cu încetul paranoic. Și aici cred că descrierea pe care ne oferă Tiberiu Tacit este excelentă. Da? Patologia puterii la un om care, al minteri, fără îndoială, e capabil și inteligent. Poate că în alt context, într-un alt regim, sigur. E interesant că fiecare împărat are patologia sa. Are problemele sale. Claudiu, de pildă, este slab. La Tiberiu, într-adevăr, n-am impresia că este slab. Putem discuta despre competență, despre cum a ales să rotească cadrele sau nu, dar Claudiu este cu adevărat slab. Adică este mai întâi. La fcheremul la, la, la nevestei sale, Mesalina, după care ajunge sub influența s sau preferat, adică e, e libertului, pardon. Deci este bun uh, împărat care nu poate să-și facă treaba de împărat. Uh, și episodul în care, în sfârșit, hotărăște să scape de Mesalina, este unul un, tragicomic. Uh, e comic pentru că Claudiu e, e clar depășit de situație. Da, uh, e influențabil, inf este da, foarte ușor. Da. Uh, acum, uh, ai vorbit, am vorbit de uh, Tiberius și uh, Claudius. Uh, între cei doi mai este Caligula, dar de fapt e foarte bine că am uh, făcut așa, pentru că, în cazul lui Caligula și Nero, uh. Uh, avem uh, într-adevăr uh, o patologie a puterii uh, uh, fantastică. Da? Uh, Caligula a stat puțin la putere, doar patru ani, lucrurile au luat-o într-o direcție dezastroasă foarte repede. Acum trebuie totuși spus că Tacit scrie din perspectiva elitei senatoriale. El are o viziune mă rog, totuși proprie. Da? Este viziunea unui aristocrat care vede cu ochi foarte răi politica anti-aristocratică a acestor împărați. Caligula și apoi Nero. În cazul lui Caligula, e vorba de o dorință de a umili aristocrația. Dacă avem faimoasa poveste cu Caligula care își face calul senator. Asta, de fapt, este o manieră de a umili senatul era și faimoasa uh, poezioara lui Păstorel Teodoreanu cu Caligula Imperator și-a făcut din cal senator, doctor Groza mai sinistru a făcut din bou ministru. Asta era Zăroni, faimosul mm -hmm. ministru al agriculturii. În schimb, Nero e un artist. Da, la Nero e interesant că avem o transformare. Uh, în primii ani, Nero nu e odios. Cu siguranță nu, nu seamănă cu imaginea pe care o avem normal despre Nero. Este încă sub influența lui Seneca, lucrurile merg rezonabil pentru un împărat roman, după care scapă de, de Seneca, bineînțeles, ajunge să-și omoare mama, adică o ia cu totul razna. Acolo cred că vedem cel mai bine patologia puterii și, bineînțeles, acum trebuie să ne mai gândim și la faptul că din taci nu s-a păstrat chiar tot. Așa că vorbim foarte mult despre Nero sau despre Tiberiu și pentru că asta avem. Și bineînțeles ar trebui menționat că la Tacit avem și episodul cu incendierea Romei și sunt menționați și creștini. Sigur, o mențiune întreagă nu e, pentru taci nu este deosebit. Mai important. mult de asta, taci îți spune că sunt niște uh, scursuri, <laughs> sunt. dar că uh, cruzimea de care a dat dovadă Nero față de ei i-a făcut simpatici. Uh -huh. da, și, mă rog, e un, un pasaj în care vedem da, maniera în care ved un mare aristocrat roman, această plebe venită din Orient. Da, și care pentru el nu prezintă decât așa un interes. Dar, într-adevăr, este o referință importantă la creștini din afara creștinismului. Da? Sunt câteva referințe din afara creștinismului. Avem și la Suetoniu o mică um, referință la uh, tacit, avem această referință mai târziu va fi la Pliniu, la Lucian din Samosata. Să trecem la istorii, care e o carte fascinantă despre războiul civil de după moartea lui Nero, anul celor patru împărați, anul 69, Galba, Oton, Vitelius și în sfârșit Vespasian care câștigă partida, Vespasian care fusese însărcinat de Nero cu reprimarea revoltei din Iudeea. Care s-a terminat cu distrugerea Templului din Ierusalim. Vespasian și Titus sunt cei care i-au învins pe rebelii evrei. Sigur că Vespasian e un împărat. Uh, rezonabil, uh, un mare pragmatic, un om cu picioarele pe pământ, este exact opusul acestor împărați cuprinși de patologia puterii. El e uh, omul imun la orice fel de patologia puterii. da. Și e faimoasa lui glumă când aude că, când simte că urmează să moară, spune simt că devin zeu. <laughs> da? Evident, uh, glumind uh, pe această temă. Uh... Acum, bineînțeles, uh, Tacit scrie foarte mult uh, despre Roma. Uh, am uh, menționat uh, întreaga de acest lucru, dar cred că ar trebui să petrecem suficient timp și vorbim despre neromani, despre barbari, mai exact, pentru că uh, e vorba și de germanici și de britoni. Germani bun, în Germania e un um, o carte pe care ta probabil n-a scris-o făcând cercetare de teren ci a compilat o serie de surse. Dar sigur, o sursă foarte importantă pentru noi de a vedea cum romanii înțeleg pe germanici și în agricola să vedem care e relația cu britoni. Și aici Taci nu, are o atitudine condescendentă. Asta mi se pare foarte interesant. Pentru că el vede foarte clar că aceste triburi, așa zise barbare, reușesc să păstreze o serie de virtuți care sunt pe cale de dispariție în Roma, tocmai pentru că Roma este un principat. Romanii devin prea serviri. Pe când, uite, un discurs celebru al lui Calgacus, în care Calgacus spune că servitutea nu este cunoscută la noi. În insulele britanice. Da, deci dragostea de libertate, onestitatea, frugalitatea moravurilor, curajul, da. toate astea sunt calități pe care Tacit le vede la germanici și britoni. Iar cartea despre Germania a avut un destin extraordinar, da? pentru că a dat naștere în Germania, în secolul XIX și în secolul XX, unui între curent. Da, de idealizare a um, rasei germanice, deja, uh, da, e o carte care a avut un destin foarte special atunci când a fost uh, transformată într-o sursă istorică, ceea ce, sigur, așa cum spuneai, e destul e de dubitabil. Problema. Și, sigur, Tacit vede și problemele pe care le au aceste triburi, pentru că uh, le lipsește disciplina, uh, le lipsește cumpătarea. Bun, asta e o critică pe care o găsim și la alți istorici, la Titus Livius, la Polibiu: că există această parte bună, iubirea de libertate și aspectul întunecat al. Da, lipsa de disciplină, aș spune da. că e principala critică. Dar aici nu pot să ratez ocazia de a menționa un tablou care mi-e foarte mult, al lui Rembrandt, Conspirația lui Claudius Civilis care este inspirat tocmai dintr-un text din Tacit, dar de, de data asta din istorie. E vorba de o căpetenie batavă, deci din Olanda, Belgia de astăzi. Uh, andy nu știm exact care sunt detaliile istorice, fie că era aliat cu Vespasian și Vespasian i-a, zis să provoace o rebeliune la marginile Imperiului, astfel încât Vespasian să uh, poată mai ușor să obțină tronul. Uh, fie no, pur și nu e tron, ci să puterea imperială fie pur și simplu Claudius Civilis avea suficientă inițiativă, cert e că avem o revoltă a Batavilor. Uh, și um, Rembrandt uh, imortalizează momentul când Claudius Civilis reușește să uh, coalizeze triburile Batave, triburile uh, germanice, astfel încât să se opună Romei. Și totuși la încheiere trebuie să spunem ceva foarte important și anume Tacit este un stilist fabulos, da? este un, un scriitor uh, extraordinar, da? are o, o concizie o precizie a stilului uh, o sonoritate a frazelor da? care fac din el uh, un mare maestru al stilului. Uh, eu am suferit uh, la școală de pe urma lui Tacit pentru că uh, marea frică era să nu ne pice Tacit la la Însă, este un stilist extraordinar, un model de stil pentru oricine vrea să scrie bine. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.